Leul moldovenesc crește atât în raport cu moneda unică europeană, cât și față de dolarul american. Pentru 13 iunie, BNM a stabilit un curs de 19,76 de bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decât a costat astăzi. Un dolar american va avea miercuri prețul de 16,76 de bani, adică cu un ban mai mult decât cursul stabilit pentru marți. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1668 de lei și îi vindeau cu 1680 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1965 de lei și erau vânduți cu 1983 de lei.